jocurile astea pe care tu le joci acum, crezi că te vor ajuta pe viitor? Probabil uite, alea cu împușcături, nu? Astea de creativitate, sigur. Cele de creativitate? Da, dar să am văzut că și împușcăturile nu mai sunt așa agresive. La început erau mai agresive, așa, știi? Acum da, parcă... acum tot sunt multe cu bum-bum după pereți, dar deja nu mai sunt foarte realistice, mai mult și alea sunt foarte fun. Poți să dai cu gante, dar în capul unui, adică dacă ai... mă doare pe mine. Da, eu te cred, dar acum bănuiesc că știi că ăla este un joc și da, tu n-ai face asta în viața reală, nu? Până la urmă, nimic din jocurile astea... De când la League-ul de aia. Cu ei, da? De League-ul de aia. Cu gantra? Da, să-l potolez. M-am înțeles. Și mai e cineva pe listă? Nu. Doar el? Da. Și poate un pic dărcile, dar aia o lăsăm la urmă. Da, ai iubită? Nu. Da, îți place de vreo fată? Nu. Nu? Da. Mai pui. Dar ce, lăcrimezi sau ce faci? Da, unor când mă simt prea bine, lăcrimezi. Scuze. Ce drăguț. Deci eu inima, numele meu scrie și în nu e Lorena Curie. Superb. Ești pregătit, da? Da, nu. Mihnea. Bine ai venit, Mihnea. Bine v-am văzut. Câți ani ai? 10. 10 ani. Așa, și ești la școală în clasa? 4. A 4? F, trec a 5. Treci a 5-a? Stai, ești încă a 4-a. Da. Așa. Și cum e la școală zilele astea? Cam... E cam nașpa unor când ne dăm multe teste, dar e bine că măcar scăpăm de teme. Aha, deci primiți multe teste și atunci nu mai aveți teme pentru acasă. Primesc teste și la meditații, ieri am primit la geografie, astăzi am avut noroc că am venit aici, că aș fi dat la istorie. Când mai ai, că te mai chem în ziua aia? Ca să nu... Când mai ai? Cred că am scăpat oricum asta, cred că e la ultimul. Te mai ajutam, știi, cu un chiu de meditație cu asta. Am chiu de la școală. Da? Da? Dar de ce faci meditații la geografie? La engleză fac. La engleză faci? Am înțeles că la geografie. Faci meditații la engleză? Și fac tenis. Și faci tenis. De cât timp? De la vârsta de 3-4 ani. 3-4 ani? O, deci să înțeleg că ești foarte bun acum. Cu niște mici ploi așa care mi-au stricat venirea la tenis, așa. Am cam uitat de mișcări. Mă, n-am uitat mișcarea, dar acum deja dau cam cu boltă, dau out, dau un filet. Adică ai făcut o pauză? Da, din cauza că plouă în continuu. Am înțeles. Și terenul ăla e flash. Dacă e ud, cazi în continuu. Da, de câte ori pe săptămână mergi? 2. Și înainte făceam de 4. Oh, wow! Acum mai aveți și foarte puțin și luați vacanță, nu? Deja nu mai suntem, deja nu ne mai dă atât de multe teme să fim atât de hardcore pe noi. Aha, sunteți hardcore în rest. Nu, eram, dar acum nu erați, mai suntem. Acum nu mai sunteți. Dar ce înseamnă hardcore? Adică... Sau că trebuia, era mai în suspans cu învățatul și cu alte lucruri. Aha, și vă dădea și multe teme? Nu, doamna nu ne dă multe teme, ne dă unor când nu supărăm. Multe ne dă la engleză, de exemplu, un text să-l scriem plus tradus, în engleză și apoi în tradus, la ora de engleză, încă un exercițiu 4, poate și la cu tradus, un proiect și altul să faci o placă cu un proiect. Ne dă o grămadă. O zi întreagă. Ne le termin repede, că am noroc că sunt ușoare, dar dacă ar fi grele, cred că le-aș face în vreo zi, două. Am înțeles. Acum avem un proiect, avem o placă de lemn, jumate otopeniul cum e nou acum și cealaltă parte otopeniul cum era acum 20 de ani. Acum 20 de ani. Da, da, aveți, e un proiect sănătos, nu glumă. Și a zis că putem face ori 3D sau ori cu culori desenate și alte lucruri. Aș face cu culori. Da? Asta voiam să te întreb, cum le-ai face tu? Cu culori ar fi mai bine. Pentru că am văzut odată că fratele meu e arhitect, vrea să se facă, desenează super frumos și avea un proiect de făcut cu o barcă, ceva. Am văzut că i-a luat 4 zile să facă o bărcuță cam atât de mică. Eu să fac de 2 ori același oraș, mi-a luat cred că vreo lună. Da, dar e migăloasă treaba la arhitecți. Adică acolo chiar trebuie să iasă foarte bine desenul ăla ca să poți să vezi despre ce e vorba. El e la Torința acum. Ah, drăguț. Câți ani are? 18. Și cum vă înțelegeți? Bine, ne mai certăm un pic ca frații, dar e ok. Adică pe ce vă certați?
Păi când nu aveam laptop, că acum am laptop și mămică mi-a adus moșul laptop de gaming, ne certam pe laptop, că eu odată voiam să stau o oră pe laptop și mă lăsa doar jumătate de oră. O sunam pe bunică, măi bunii, vezi că nu mă lasă Bogdan o oră. Aha, și făceam scandal până când a zis gata, nu mai stai nici tu, nici tu, hai la lecții tu și tu la proiecte. Am înțeles. Hai să ne ducem către gaming, că știu că acolo ești tu pasionat, nu? Și îți place foarte tare. Da. Ce te joci? Aici am o grămadă de joc. Gaming-ul se referă pe telefon, tabletă. Păi, Fortnite, Minecraft, uneori mă jucam GTA pe calculator, pe televizor, Roblox, care e de copii, știu, nu, ok? Da, adică nu prea e realistică. Dacă fac zoom în capul, în creierul unui om, e de fapt gol. E doar un cerculeț acolo, un cilindru. Capul unui om? Da. E gol, nu are nimic, adică nu e realistic jocul ăla, e mai mult de fan și de copii. Care mici. Joc? Roblox. Roblox? Să știi că se joacă și fetița mea Roblox. Da, are 6 ani jumătate, 7 aproape. Și îi place. Tu așa consider că ăla este un... ce? E, un... e cam de copii jocul, dar unele jocuri sunt chiar foarte distractive și mă joc mult pe el. Adică ce înseamnă distractiv la tine? Unul să scap din închisoare, pentru că depinde acum și cum joci, că dacă sunt playerii, dacă joacă fair play să joacă și joc la distracție, poți scăpa din închisoare și unii care chiar joacă și nu vor să evadeze niciunul din închisoare, chiar dacă tu ești prin oraș, ăia vin după tine cu elicopterele. Dar jocul preferat care este? Minecraft? Ăla e al lui Bogdan. Aha. Că el de acolo a învățat arhitectură. Corect. El și de acolo. E da Fortnite-ul, numai că acum pare că au stricat-o jocul, că au băgat prea multe lucruri. Cred că e Minecraft-ul, sincer. Da? Și ție îți place tot Minecraft? Dar de ce îți place să te joci? Ce joc îmi place? Orice joc. De ce? De ce te joci? De ce îți place să te joci? Păi vreau Minecraft ca să învăț să fiu mai creativ. Asta? Crezi tu că te ajută Minecraft să fii mai creativ? Da, clar. Și oricum din ăla știu foarte multă engleză. Din jocul ăla, de-aia am vrut să fac și meditații. Că de acolo știu jumate din engleza pe care o știu și numai din Minecraft. Da, dar uite, cred că ai auzit că sunt foarte mulți părinți, cred că și ai tăi spun că nu trebuie să stai atât de mult pe jocuri, că nu sunt creative. Uite, și tu spui că e creativ. Nu, părinții mei chiar nu fac asta, chiar din înțeleg că jocul ăla e creativ. Bunica mea unor mă luagă să mă joc jocul ăla. Serios? Da. Dar ce bunică ai? Mamă! Mai dați-ne bunici. E cam scump pe tabletă, e 35 de lei. Am înțeles. Și tu unde-l joci? Pe calculator cu 20 de euro. 20 de euro. Aha. Am reușit să-l conving pe tatăl meu să-mi-l ia cu mult chin, dar am reușit într-un final. Dar la ce te gândești când te joci? Mai case moderne și castele din astea vechi. Și mă gândesc să fac animație și când vreau să fac o animație nu merge deloc. Așa. E complicat jocul. Jocurile astea pe care tu le joci acum crezi că te vor ajuta pe viitor? Probabil alea cu împușcături, nu? Astea de creativitate, sigur. Cele de creativitate? Da, dar am văzut că și împușcăturile nu mai sunt așa agresive. La început erau mai agresive, așa, știi? Acum parcă... acum tot sunt multe cu bum-bum după pereți, dar deja nu mai sunt foarte realistice, mai mult și alea sunt foarte fun. E unul pe care tot așa l-a luat fratele meu, Paint the Town Red. Ăla aș recomanda să nu-l ia, pentru că e prea sângeros. E numai din cuburi, numai că dacă îi dai lui unul un picior și scaun în cap, recunosc să-i sparge capul. Îi sparge capul? Și iese cu sânge cu asta? Sângele cub. Sângele cub? Da. Asta zic, vezi, nu mai sunt așa agresive. Adică... da, dar ăla chiar e prea sângeros, adică uneori exagerează. Dacă îi dai cu paharul în picior, poți să-i duc piciorul, la propriu. Aha. Asta e agresiv? Da, e cam agresiv, că dacă te joci mult pe el, așa vei deveni și în realitate. Da, crezi tu? Că există și unele, poți să dai, cred că e, poți să dai cu gante, dar în capul unuia, adică dacă ai, mă doare pe mine. Da, eu te cred, dar acum bănuiesc că știi că ăla este un joc și da, tu n-ai face asta în viața reală, nu? Până la urmă, nimic din jocurile astea... De când la League-ul 2 avea. Cu ei, da? Mi-e livul doi agrea.
Cu gantra? Da, să-l potolez. M-am înțeles. Și mai e cineva pe listă? Nu. Doar el? Da. Și poate un pic dăncile, dar aia o lăsăm la urmă. Ar trebui și ei să se joace jocul ăsta, cred. Ei trebuie să se joace jocuri mai creative. Dar tu te uiți la știri? Adică vezi ce se întâmplă? Îți place? Uneori. Nu, nu-mi place că îi văd pe aia pe acolo, dar îmi place... Nu, nu-mi place. Nu-mi place nimic din știri, mai ales astea violente. Îmi plac alea cu păsările și cu câini. Am înțeles, da. Mi se pare normal. Dacă ar fi să faci un joc tu, de la capăt, cum l-ai face? Sau ce fel de joc ai face? Sincer, l-aș face tot așa, creativ. Așa. Sau ați auzit de Brawl Stars? Da. Mă gândesc, ca l-aș face unul. M-am jucat super mult. Deci, cine se joacă? Eu, fratele meu, Eric, vecinul meu, cred că aproape toată clasa, deci suntem 35 în clasă și cred că vreo 20 se joacă. Da. Se mai joacă verișorul lui Eric, se mai joacă frații lui Vitregi, le joacă mult jocul ăla, e foarte popular. Și totuși ce ai adăuga sau ce, cum l-ai vedea? Povestește-mi așa un pic pe scurt, cum ai vedea tu un joc făcut de tine? Primul joc pe care l-aș face ar ieși, cred că Varză. Așa. Nu mi-a zis și foarte bine. Să zicem că iese foarte bine. Ok. Dacă iese foarte bine, l-aș pune pe Steam sau ceva cu 10 euro, 5 euro. Să fac și eu acolo bani. Și antreprenor. Dar cum l-ai vedea? Ar fi cineva care ce ar face? Ar trebui să construiască ceva, să alerge după ceva, să evadeze de undeva. Să construiești. Adică, ca și Minecraft-ul, al doilea joc. Să construiește un cartier, un loc, da? Tot de genul ăsta? Da. Nimic altceva? Nu ți-ar veni în minte? Adică asta ar fi cea mai bună soluție. Creativitatea. Pentru că e creativ? Și deschide creierii la oameni să nu mai omoare și să nu mai bată pe toată lumea, construiți ceva într-un joc. Da, corect. E mai creativ. Ai dreptate. Cu filmele cum stai? Am început să mă uit la filme când eram mai mic, în loc de horror, sunt răit, ziceam hoioi. Și la ce filme te uiți? M-am uitat unul la Pet Sematary, m-am uitat la unul la Us. Acum vreau să mă uit la Ma, după aia la Babyface, toate astea sunt hoioi. Dar de ce te uiți la astea? Îmi plac, mai ales că la primul, la Pet Sematary, am fost numai eu cu vecinul meu acolo. Și a fost suspans, eu mereu stăteam, nu pot să vă fac zare, el i-a dat ceva genul. Am înțeles, dar de ce horror? Adică nu ți-ar plăcea să vezi altceva, nu știu? M-am plictisit de alea de copii. Păi uite, am înțeles că te-ai, dar uite, ăsta, de exemplu, Harry Potter, l-ai văzut? Dar nu prea îmi plac atât de mult filmele astea cu adulți, fără acțiune, nu știu, îmi plac alea hoioi cu acțiune. Hoioi cu acțiune? Da. Nici Avengers nu te-ai uitat? M-am uitat la ăla, chiar e super tare și ultima parte e de 3 ore și m-aș uita weekendul ăsta la el. A, nu l-ai văzut încă. Dar celelalte, celelalte serii le-ai văzut? Pe toate? Și care este preferatul? Cred că a fost penultimul când s-au bătut cu Thanos. Așa. Și a făcut ăla... Stai că nu-mi iese. Nu-mi iese că ăla într-un spital. Așa. Și a dispărut orașul, dispărut lumea. Și acum vedem dacă îl bate sau nu. Dacă va câștiga Thanos sau... L-am văzut, nu o să-ți povestesc. Ok. Da? Dar care este... Cât a durat? 3 ore? 3 ore. Să știi că eu am adormit la filmul ăsta. Ce părere ai? Eu cred că pot să rezist. Și eu cred, sunt convinsă că poți să reziști. Da, am rezistat 6 ore, 3 e simplu pentru mine. Asta zic. Dar eroul principal dintre toți, preferat? Superman. Nu Superman, Iron Man îți place? Ăla. Mm-hmm. Ăla e, da, și principal, cu ăla început. Cu fetele, cum stai? Ce? Nu știu, așa, colegele tale din clasă. Prietene, cum să fie? Sunt prietenele tale? Da. Toate? Nu. Că unele nu știu să... Unele nu învață, altele dau în tine, efectiv. Stai, mă, că nu te-am întrebat care învață bine și care nu, sau că am înțeles. Mai agresive, vrei să zici? Da. Adică cum unele, lovesc? Unele, de exemplu, dacă o ating... Bă, așa, am atins-o, ea vine cu piciorul și dă în tine. Și tu ce ai făcut?
îmi vine să dau și eu, dar mă abțin. Și nu o zic la doamna, că odată o fată a bătut un copil mai mic. Au, da, meu. Și l-am fost mitat. Asta nu e bine, da, într-adevăr. Dar nu îi spui, draga mea? Nu zis de treabă. N-am cum să-i zic, că după aia vor să iei toți pe mine, vai, ai iubită, vai, 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 vai. Și lucruri de astea, că așa sunt colegii. Da, văd pe unii, vede un băiat că vorbește cu o fată, toți, iubit, iubit, iubită, iubită și iubit. Da, ai iubită? Nu. Da, îți place de vreo fată? Nu. Nu? Da. Mai pui. Acum o cheamă. Mi-au zis să nu spun numele, că a. Dacă zic să se uite toți copiii, după aia pot să după aia află toată lumea și eu să zic că pam, pam, pam și nu știu ce, bine, bine, lasă, nu divulg. Ba nu, deci de ce am zis? Că oricum o să sară toți pe mine acum, că știu că plac pe careva. Dar nu dar e din nu clasă. Dar nu se știe. Nu e din clasă. Nu e din clasă. Perfect. Ok, nu e din clasă și nu, deci nu știm, nu spunem numele. Vorbim pe privat după ce se termină. Bine, filmare. Dar îți place de cineva, asta da. E clar. Da. E bine. Blonde. Vorbim în privat, nu pe filmare. Bine. Ok, gata că deja șeru. Okay. Nu, că deja o vor afla toți. E de seamă cu tine? Gata, nu mai zic. Voi afla toți dacă e sală în suzi. La religie ce faceți? Ne învață de demon și daci și de semnul ăsta să nu-l mai arătăm, chiar dacă aș vrea ca odată fratele meu să vină cu cruci pe el care scrie Allah Akbar și să vină cu semnele astea cu puși și cu penale cu cani pe el ca să-l lase la... Stai un pic, să reluăm. Deci... Nu mai vreau să zic, sper că nu se va uita la video-ul ăsta, că mă lupe cu bătaia, mă dă la... De, vă învață să nu arătați... Da, e prea religios. Dar nu vă învață și lucrurile pe care să le spuneți? Ne-a învățat tot atât de sfinți care au stat pe stâlpi. Da, nu mai am ce să zic. Sfinți care au stat pe stâlpi. Serie, dacă am zis sfinți care au stat pe stâlpi. Dar ce, lăcrimezi sau ce faci? Da, unor când mă simt prea bine lăcrimez. Hai că mai stăm dacă te simți. Am înțeles, stai puțin. Ne întoarcem la religie, fii atent. Deci v-am învățat de sfinți care stau pe stâlpi și așa. Da. Ce să nu spuneți? Da. Și, da, mai zi-mi o dată cu fratele. Să vină cu cruci și cu... El, lui plac astea? E mai rocker așa? Nu, da. Da, el e zocăl. Și eu cât de cât îmi plac unele melodii Psycho de Muse și altele. Psycho de auzit, Muse? Psycho. Da, știu de Muse. Dar Psycho ai auzit? De Psycho ascultat. Nu, dar de Muse știu. E și super I like Psycho. Mm-hmm. E funny. A, deci tu ce fel de muzică asculti? Așa, muzică, ori clasică, ori un pic rock sau... Clasică? Da, clasică. Imagine Dragons e rock ăla. Da. Știi, îți place? Da, normal da, că îmi place știu. Foarte mult. Așa. Cred că cea mai... Melodia care nu-i mai deloc rock, cred că e... am uitat cum se chema... Una în care... Mai lent, așa? Da, mai lentă. Și la mai cântă la și ești de dragoste, ce vrei. Și la un refren e cumva cu o fată... E Next to Me, așa. Aha. Vrei să-ți fac un playlist? Da. Ok, Imagine Dragons. Natural, Believer, Bad Liar, Next to Me, știu și cât de cât din... Maroon 5, da. Girls Like You și mai e o piesă care tot așa. Dar ce aveți toți că, uite și Ariana, fetița mea, este fascinată de această piesă Believer. E numărul 1 la ea acolo în playlist. Maroon 5 la fel. Ascultă tot de la Maroon 5. Ce zici de asta? Jazz, astea asculți? Am auzit parcă. Așa? Ai auzit de jazz? Adică? Da. Și? Nu prea am ascultat. De ce? N-am ascultat. Rămân la melodiile mele. Dar de One Republic? Da, normal. Te duci la Anniversary? Nu, dar mă duc la LP, dacă e. La ce? La LP. Ce la asta? La fata aia. LP, LP, nu știi? Nu. Ai melodii chiar fain. La școală trebuie să fii la? Păi nu mai merg. Nu mai mergi la școală azi? Nu, mai scăpat. Te-am scăpat de școală azi? Da. Mamă, ce tare sunt. Am scăpat de testul la istorie. Și aveam acolo din multe lecții Uniunea Europeană, din Ferdinand, Carol I și Ștefan cel Mare cu Hunedoara. Asta era un test pe ziua da. De azi? Toate subiectele astea? Da. Nu, lasă că doamna noastră nu ne dă multe teme. Uh-huh. Uneori ne dă mai multe lecții să vadă cam cât de bine ținem noi minte și cam cât de mult ne
pasă, că e de... Lecția ce? Uh-huh. Sper să se uite la video. Doamne ajută! Ia spune, dacă ai fi pentru o zi președinte, ce ai face? Da, aș dormi. E cum să dorm, că ai treabă? Aș dormi în weekend. Păi nu, și... o zi. Dacă ai fi o zi președinte, ce ai face tu în ziua aia? Ce ți-ar plăcea să faci? Tu gândește-te că tu ai controlul. Da? Tu poți să decizi orice și poți să ceri orice. Ce ai face? Aș decide ca Liviu Dragnea să stea o lună la închisoare. Un an. De fapt, 10. 10? Hotărăște-te. Da, 10. 10 ani? Așa, 1. Mai zi. Dăncilă la fel, cu el în celulă. Așa. Împreună? Da. Așa. Oamenii să aibă salariu plus. Adică, de exemplu, dacă salariul e de 6.000 de lei, să zicem, e 2, 1.000, 6.000. Tu dublezi salariile. Da. Vrei să dublezi salariile, toate. Da, toate. Bravo. Așa. Sau nu neapărat 2, dar în loc de 6.000 să fie plus 2.000 sau plus 1.000 de lei. Deci asta tu ar fi mărești cam... salariile. Da. Toate salariile, toate, toate. Așa. Și ce mai faci? Nu prea mai știu atât de multe lucruri bune în viață. Ce ai face pentru tine? Ai face ceva pentru tine? Vreau să se simtă bine ceilalți decât să moară, să zicem, bă, câți oameni sunt în țara asta, e mai bine să moară unul decât toți. Da. Adică ar vrea să moară, să mor eu decât ceilalți. Da, nici chiar așa, dacă ar fi posibilitatea să nu mor eu, da, dar dacă ar fi să moară, dintre, ce ai alege dintre, să moară toată lumea sau să moară doar un om? Clar să moară doar un om. Da, corect, corect, corect. Măcar să fie bolnav. Sau să... și bunicul nostru încă trăiește, numai că a trăit prin un noroc minunat. A avut cancer în 6 locuri, cred. Uh-huh. Mai ales la creier. Da, asta nu e prea bine. Da, și acum a scăpat și acum nu mai are deloc cancer și pare mi se că acum e bine, mersi. Bravo, uite, vezi că se poate. Tot mai merge și își face analize și mai face tratamente, dar e mult mai bine, adică... E mult mai bine. Nu mai sunt în spital și... Asta e bine. Ai face ceva pentru oamenii ăștia bolnavi? Da, aparate mult mai bune, tehnologie, plus 9999 level. Am înțeles. Ok, schimbăm subiectul, că da. Nu mai văd de bolnavi. Da, știu, te cred. Schimbăm. Ok, Brostas, de el tot ziceam. Uh-huh. Auzi, fii atent, dar dacă ai avea 1.000.000 de euro, ce ai face cu ei? Sincer, 500.000 de euro, cam cât? Sincer, cred că aș avea 250.000 de euro la o familie, doar la o familie săracă și eu să mi-aș cumpăra o vilă cu piscină, cu... Cu de toate, cu, să ai de toate da, acolo. Da, 3 gagici și alte. Ok. Dar mai rămâne și bani, nu? Da, știu, mi-ar mai rămâne și aș mai da, bineînțeles. Da? La vecinul meu, clar. Așa, adică prietenul tău, normal. Mai dar știu, dacă el are 13 și eu am 10, cred că m-am cunoscut de el de la vârsta de 4 ani, știu, de mult timp. A, aveți o prietenie. Na, bravo. Am uitat în fază ăla și mă dor. Nu te uita în lumini, că sunt foarte puternice și cred că de aia și lăcrimezi un pic la ochișori. Fii atent. Nu lăcrimez când mă simt bine. Am înțeles. Întrebare. Care este cel mai bun prieten, mama sau tata? Oh, nu, de ce întrebă de astea? Păi trebuie să aflăm, nu? O văd bate dacă voi afla. Nu! Okay, come on, știu că amândoi sunt prietenii tăi și că aveți o relație foarte, foarte frumoasă. Uite-te la mine, nu te mai uita în lumini. Așa. Nu știu ce să zic. Cred că... Hai să o luăm altfel. Tata conduce... Dar un salariu mai mic decât mama, numai că mama mai mult se joacă Candy Crush, dar un salariu mai mare. Adică, nu știu, luăm partea mai bună. Dacă bunicul meu mă poate conduce, cât că mama, habar n-am. Are un salariu mai mare. Cine, bunicul? Mama. A, mama. Deci mama e șefa? Nu știu, poate. Da, hai să facem altfel. Uite, când vine vorba de teme, cu cine ești? Dacă ei vin acasă la 8, deci e o tradiție într-un fel, la mate bunicul, la română mamaia. Aha, a, lucrezi, a, am înțeles.
Bine, mai ai microfonul, da. Mai ai. Dar, de exemplu, când îți dorești ceva și ai nevoie de bani... Numele îmi iau, dar înțeleg de ce, că poate n-au bani pe moment. Corect. Dar cu cine tratezi mai bine? Cu mama sau cu tata? Cu mămica. Cu mămica? De fapt, ea nu prea ține banii. Adică... Adică mai mult tata îmi cumpără și tata e mai mult. Adică, de exemplu, dacă vreau să vină vecinul meu la mine să doarmă, da, de exemplu, cam în fiecare weekend doarme la noi, mai mult îl întreb pe tata, că el mai mult zice da și da și da și da. Aha, mama nu, la de-astea. Nu pe ea. Am înțeles. Mama e când vine vorba de bani? De nu. Cumpărat? Mm-mm. Nu? A, ea e cu shopping-ul. A, păi vezi? Mă gândesc că și tu. Da, normal. Eu așa. Sunt cu... Tu ești cu fanul, cu distracția. Da. Aha. Bun, ne întoarcem la bolul ăla. Da, stai că ne... Nu prea știu lucruri din el. Stai puțin că ne întoarcem. Stai să te mai întreb ceva. Dar cu cine e distracția mai mare? Cu mama sau cu tata? Nu prea am timp cu ei, cu niciun. Cu tata, cred. Păi în weekend. A, în weekend cu tata uneori. Cu tata plec pe la terme, pe la piscină și cu mama mai mult mă joc jocuri casnice. Nu știu cum să zic jocuri casnice. Mă joc prin casă și pe afară. Ce înseamnă joc casnic? Nu, am inventat un cuvânt. Ai zis tu așa. Adică vă jucați da, acasă. Da, prin casă ne jucăm jocuri din astea. Baba oaiba, nu baba oaiba, că se poate să te dea cu capul de ceva. Păi da, îmi spune că se joacă Candy Crush. Nu mereu. A, dar bate, e bună la chestia asta? E la nivelul 3000 și ceva, cred. Wow! Asta e bine, cred. Da. Tu te-ai jucat vreodată? Nu, că mie nu-mi place Candy Crush. Dacă te aude, ascunde-te, bag-te tu pe perete. Nu, nu-mi place ăla, pur și simplu. Ce înseamnă lux? Lux? Mm-hmm. Păi eu sunt lux sau ce? De tu ce? Ești lux? Păi ai zis ce înseamnă lux și ai dat-o spre mine. Ai dat-o spre mine de aia. Păi pentru tine, ce înseamnă așa în mintea ta? Case moderne și haine moderne. Mă, pantalonii ăștia sunt lux, să zici? Sunt? Nu prea cred că mi se potrivesc. Păi, dar ești foarte cool, ești foarte frumos îmbrăcat. Nu mi-a plăcut să am... Adidas roșii, ești foarte tare. Oh, m-am încălzit în asta. Haide, dă-o jos, ca să nu ne încingem. Fii atent, deci ce înseamnă lux? Case mari? Asta case înseamnă... moderne și lucruri moderne, tot felul modern și alte lucruri. Dă-mi-o mie un pic, te rog, ca să nu se vadă de acolo. Așa, lucruri moderne? Da. Am înțeles. Și sărăcie? Bani, fără bani. Fără bani și ca o case distruse și stradă, locuiești pe stradă. Să deci casă, mai adică... subiecte de astea triste. Eu vreau să văd și cum dincolo de altceva ce gândești. Uite, ești pe Facebook sau pe Instagram? Recunosc, n-am niciunul din astea că nu vreau să stau. Nu vrei. Cel mai mult stau pe WhatsApp. Pe WhatsApp vorbesc. Și unul pe mesaje, dar nu. Vorbeam pe mesaje, dar acum vorbesc numai pe WhatsApp. Care e mâncarea preferată? Cartofii prăjiți. Aia chiar îmi plac. Mănânci? Ori cartofii prăjiți, ori pizza. Pizza. E mai... Am înțeles. Sucul tău care e? Al meu? Da. Care e mâncarea mea preferată? Nu, sucul. Sucul? Da. Eu nu beau suc. Ah, ok. A mea, la mine e cola. Eu nu beau suc. Nu prea beau suc. De fel. Îți faci frizura? Când plec, nu prea. Mi-o mai dau așa din interviului, să zic așa, de două ori și o las sau până vin. Uh-huh. Acum ai gel ceva în cap? Spumă? Nu, n-am. Fixativ astea? Nu mă dau. Iei de la mama? Nu, mă dă ea. Am dat cu parfum apropo, dacă vine o să... Te-ai dat cu parfum? Da. Cu ce parfum? Că, nu mai știu, n-am văzut. Dacă vine o să... da, miroși. Ce drăguț. Și când mi-a mai dat într-o zi cu parfum și m-am dus la doamna și i-am dat ceva... flor sau un cadou, că era o zi mai specială, parcă, uai, dar ce parfumat ești, Micnea. Îți place așa să te aranjezi, nu? Îți place să... Nu, neapărat, că nu sunt fashion ca fetele. Nu zic de tine și de... Păi, nu zic de tine și de... Am înțeles, dar faptul că dacă îți plac hainele, nu înseamnă că ești ca fetele. Păi, îți place la cumpărături? Știu că sunt mai nebunite de haine și de lucruri, adică eu sunt mai nebunit de jocuri și de alte lucruri. Da, nu, dar mi se pare normal. Și ce ai vrea să te faci când vei fi mare? Asta chiar nu știu. Prima mai mă gândeam la polițist și după aia la pictor, după aia nu mai știu, tenismen. Asta, da. Că hobby-ul se poate face și job. Normal, foarte bine chiar. Se împletesc mult mai bine. Că și acolo un premiu e o grămadă. Mhm. Și voi da la... O să dau la familia mea, Bine, Mihnea. Vreau să scriu acolo ceva. Păi te las și pe tine dacă vrei să scrii. Da, dar filmare.
În filmare. Da, cum ar fi? Ia să-mi microfonul. Ce vrei să-mi scrii? Hai că te ajut eu să dăm jos. Dar știi să-l pui la loc? Păi nu, că uite, o să încheiem așa, uite, uite, îți zi așa, îți mulțumesc că ai venit, stai ca să facem încheierea, știi? Îți mulțumesc că ai venit, îți doresc să fii un mare tenismen. Mersi. Și să-ți păstrezi și plăcerea și pasiunea pentru jocuri, pentru că, da, jocurile sunt creative atâta timp cât nu dai în extrema cealaltă, adică prea multe jocuri, știi? Să nu stai niciodată prea mult și să nu exagerezi. Dar, da, jocurile pot fi foarte creative. Da, multe dintre ele sunt creative, uh-huh. Dar unele nu. Așa e. Tu să le alegi pe alea creative. Bine. Da? Te las acum să mergi la tablă să văd ce vrei tu să-mi scrii. Îmi lași un mesaj acolo, un autograf, un ceva? N-am autograf. Băi, zi și tu că ai. Zi că ai. Ah. Hai. Uite-l-a. Super. Mulțumesc. Așa. N-are nimic. Oh, ce drăguț, sensibilu. Lorena mă cheamă. Scrie acolo Lorena. Ce drăguț. Deci eu inima, numele meu scrie și în mâie Lorena cu inima. Superb.